9 și 20 de minute, bună dimineața din nou de la această oră. Suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj, alături de mine și de dumneavoastră în această dimineață. Prin telefon se află primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Bună dimineața și eu vă mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, pentru început aș vrea să... Deci azi, de fapt, avem două lucruri importante. Este Ziua Culturii. Comemorăm 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Și un alt aspect important, având în vedere că suntem în pandemie, ar începe etapa a doua de vaccinare. Dumneavoastră săptămâna aceasta ați fost la București, având în vedere conflictele care au fost între dumneavoastră în calitate de reprezentant al Asociației Municipiilor din România și Ministrul Sănătății, domnul Vlad Voiculescu, domnul referitor la ordonanță prin care administrațiile locale trebuie să suporte costurile de amenajare și nu numai a centrelor de vaccinare. Sunt foarte mulți primari care au o problemă și cu personalul medical. Toți primarii se plâng că nu găsesc medici și asistente, chiar dacă se plătește bine. Pe rând, da, este Ziua Culturii Naționale astăzi. Este un moment în care sărbătorim 171 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu și în același timp este Ziua Culturii Naționale. Din perspectiva aceasta, două lucruri vreau să mai adaug. La Cluj, cultura n-a fost niciodată o cenușă reasă și din potrivă o prioritate și așa va rămâne, indiferent că este pandemie sau nu. În acest sens, inclusiv în acest an, vom continua finanțările pentru sectorul cultural, așa cum a făcut-o și în 2020, fiind printre puținele municipalități din țară care a spus da finanțării actului cultural. De asemenea, la ora 18, clădirea Teatrului Național va fi iluminată într-o manieră particulară cu imaginea lui Mihai Eminescu, ca o formă simbolică de a marca Ziua Culturii Naționale. De altfel, la ora 10, de a început și un pic emisiunea mai repede, pentru că vom termina puțin mai repede, să ajung la ora 10, unde va fi un mic moment aniversar, atât pentru 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, cât și pentru a marca Ziua Culturii Naționale. În privința vaccinării, da, din nefericire, la acea vreme, Ministerul Sănătății a... Și aici nu e vorba de un conflict, nu e vorba de nimic care să aibă nuanță personală, e vorba de o dispută sau de o discuție interinstituțională care reflectă poziții diferite ale autorităților administrației publice locale față de poziția Ministerului Sănătății și lucrurile au fost reglate după întâlnire cu Ministrul Finanțelor, după poziția exprimată de primul ministru și așteptăm ca astăzi ordonanța de urgență care va fi emisă să consacre faptul că aceste cheltuieli, așa cum scrie în strategia națională de vaccinare, vor fi achitate. Astăzi noi suntem în faza finală de pregătire a centrelor. Toate cele 13, de fapt 11 centre amenajează primăria, două sunt deocamdată în unități medicale. De luni vor fi funcționale și vor sta la dispoziție pentru a putea derula procesul de vaccinare în limitele și condițiile stabilite de nivelul național. Astăzi s-aduc ultimele materiale, s-aduc ultimele retușuri. De altfel, la ora 13:15 am și invitat presa la școala Ion Creangă, unde este un centru pentru a putea să vedeți cum arată un centru de vaccinare și așa vor arăta toate. Au făcut colegii mei un efort substanțial și consistent, în ciuda tuturor greutăților legale și de materiale, ca aceste centre să fie pregătite și dotate. Sper într-un succes al campaniei de vaccinare. Am înțeles că la ora 15 se va deschide platforma pe care se vor putea înscrie în ordinea priorităților stabilite de lege, persoane peste 65 de ani cu comorbidități, după care celelalte categorii de personal esențial pentru derularea activităților publice, conform legii, astfel încât, așa cum am spus,
lucrurile să meargă normal. Da, există o problemă legată de personal, nu este rezolvată decât momentan. Momentan e rezolvată prin faptul că putem asigura funcționarea prin prezența personalului medical care funcționează în cabinetele școlare medicale, dar odată cu 9 februarie când se deschide școala sau se redeschide școala și se spune că așa se va întâmpla, atunci va fi mai complicat. Vom colabora cu toți factorii instituționali, nu e o treabă foarte ușoară pentru că necesarul este foarte, foarte mare de personal pe care trebuie să-l pui la dispoziție. Vă pot spune că e vorba de 407 persoane pe care trebuie să le ai implicate. Dar le aveți? V-am spus, astăzi da, cu ajutorul personalului care lucrează în unitățile școlare. De 17 sau din 9 februarie când începe școala va fi mai complicat. Astăzi, pentru ceea ce se deschide, avem asigurat și vom căuta soluții împreună cu Direcția de Sănătate Publică. E vorba de 11 medici coordonatori, de 44 de medici care trebuie să asiste persoanele care vin în fiecare centru de vaccinare, 220 de asistente medicale și 132 de registratori medicali, adică aceia care fac operațiunile tehnice de registrare pe calculator, de emitere a dovezii de vaccinare, de planificare pentru etapa următoare. Deci, pentru medici și asistente este nevoie de sprijinul DSP-ului, pentru că doar ei pot să facă această inventariere a personalului disponibil împreună cu ceea ce noi avem de la școală. Pentru registratori medicali putem să căutăm soluții administrative prin delegare, detașare și să putem în continuare asigura funcționalitatea acestor centre. Nu e o treabă ușoară, dar, repet, vom sta spate în spate cu Direcția Sanitară Publică, Direcția de Sănătate Publică, pentru ca lucrurile să meargă sub control. Ați fost la București în această săptămână, ați văzut draftul ordonanței, știți? Ne puteți spune ceva? V-am spus că a declarat și Ministrul Finanțelor și primul ministru că aceste cheltuieli vor fi asigurate prin bugetul național, prin formele pe care le vor stabili în cadrul ordonanței, fie prin sume defalcate din bugetul de stat către administrațiile locale, fie prin decontarea de la Ministerul Sănătății. Astăzi vom vedea exact cum va arăta această formă. Vreau să vă întreb, știți că și în perioada stării de urgență Ministerul prim-ministru a spus că banii cheltuiți de administrații se vor întoarce de la guvern. Procentual, cât ați primit până acum? Ați primit toți banii? Am primit sub 20% din banii pe care i-am cheltuit. De fapt, asta a fost valabil la toate administrațiile din România. La nivelul AMR-ului avem o analiză, potrivit căreia cele 109 municipii din România, municipii de ședință de județ plus restul municipiilor, au cheltuit 150 de milioane de euro și ne-a fost rambursată suma de 35 de milioane de euro, deci aproximativ 25% din total. Această situație pe țară. Dar la acel moment nu era prevăzut în acte normative expres această rambursare, pentru că pur și simplu pandemia a explodat și noi a trebuit să intervenim. După aceea au venit actele normative și o parte au reglementat aceste lucruri. Acum, de aceea, noi am spus foarte clar că aceste lucruri trebuie stabilite din timp ca mecanisme de finanțare, pentru că e vorba de cheltuieli între 3 și 5 milioane de euro. Da, dumneavoastră ați spus că în jur de 5 milioane de euro cheltuielile municipiului, plus comunele Ciurila și Feleac. Și Tureniu mai este alocat. Și Tureniu. Clujului. Doar 3,9 milioane de euro era calculul simplu pe ce înseamnă plata personalului conform ordinelor stabilite de către Ministerul Sănătății, adică respectând prevederile din lege cu privire la plata acestor drepturi salariale care vizează personalul implicat în procedura de vaccinare. La care se adaugă toate cheltuielile legate de dotare, de paturi, de frigidere, de calculatoare, de dezinfectanți, de firme care să utilizeze colectarea acestor deșeuri speciale, precum seringile și celelalte lucruri, kiturile de vaccinare, mai hârtia, gândiți-vă că în jur de 1.500.000 de hârtii trebuie printate acolo pentru
că fiecare persoană va primi undeva între 5 și 7 hârtii, sau pentru că pe una trebuie să-ți dai acceptul de vaccinare, pe una primești dovada primului vaccin, pe altă hârtie primești dovada celui de al doilea vaccin, pe a treia, pe altă hârtie trebuie să îți semnezi acordul a doua oară când vii să îți faci vaccinul. Deci fiecare persoană, repet, doar dacă te uiți la aceste elemente de printing, costurile sunt, se adună și înseamnă sume importante de bani pe care, repet, trebuie să le iei de undeva ca să le, să le asiguri. Domnule primar, astăzi se vaccinează președintele României, domnul Klaus Iohannis, la ora 10. Dumneavoastră știți când vă vine rândul? Astăzi ne vor comunica cei de la nivel național când se deschide platforma. Eu v-am exprimat și administrativ și public intenția de a mă vaccina și o voi face în primul moment când acest lucru va fi posibil, dar în concordanță cu prevederile legale. Adică în primul moment când acest lucru se va permite, voi face. De altfel și colegii din primărie și apreciez și pot fi un model pentru alte instituții publice. Din tot ce înseamnă funcționarea aparatului legat de primărie, creșe, poliție locală, asistență socială, companie de termoficare, RADP, companie de transport public, din totalul personalului existent, 70% dorește să se vaccineze. Acest lucru arată o responsabilitate importantă din partea... Ați, dumneavoastră și nu numai, și președintele României a spus că și toată lumea își dorește că începând cu data de 8 februarie să înceapă școlile. Din păcate, în învățământul preuniversitar s-a arătat până acum că undeva la 50% este ponderea care ar dori să se vaccineze, a anunțat ministrul educației, domnul Sorin Câmpeanu. În schimb, procentul în sistemul universitar a ajuns la 60%, cei care nu doresc să se vaccineze. Aici nu s-ar putea să fie o problemă. Eu cred că printr-o campanie, așa cum noi am planificat să o facem la nivelul Clujului, prin implicarea tuturor personalităților și oamenilor credibili din fiecare domeniu, prin o explicație corespunzătoare, prin a arăta în fapt că, de fapt, această procedură de vaccinare are două componente esențiale. În primul rând, salvarea vieții noastre și a celor din preajma noastră și, în egală măsură, salvarea locului nostru de muncă și a celorlalți. Pentru că dacă această pandemie rămâne în forma în care o avem, siguranța locului de muncă aproape a fiecare dintre noi și a veniților pe care le avem sunt în mare pericol. Și vă spun cu toată sinceritatea că nu-i de glumit. Ne uităm doar la prima fațetă a monedei sănătate, care e cea mai importantă, că e vorba de piață, dar în egală măsură pe cealaltă parte a monedei sunt veniturile, sunt salariile, sunt locurile de muncă. Iar acestea nu vor putea rezista în condițiile în care nu suntem responsabili. De aceea eu consider că a realiza vaccinarea este și un act de altruism, un act în care îți pasă și de tine și de ceilalți din preajma ta și din perspectiva sănătății și a locurilor de muncă. Pentru că aceste lucruri trebuie discutate deschis. Evident că sunt persoane care, pe baza analizelor medicale și a recomandării medicului de familie, nu pot să facă vaccinul. Și evident că comentăm acest lucru. Dar în rest ar trebui să ne gândim că perioada asta de vaccinare este și o chestiune de știință și de conștiință. Este știință, pentru că doar prin asemenea modalitate se poate învinge pandemia. Așa, asta este arma cu care învingi inamicul. În război sunt alte arme cu care câștigi. În războiul din acesta medical câștigi doar cu vaccinul, bătălia și cu conștiință. Cu conștiința fiecare dintre noi cu privire la ce avem de făcut. Acum, cineva spunea că Adam Michnic, că democrația pentru a putea funcționa are nevoie de eroi, de eroi obișnuiți în fiecare zi. Ei, și aici, în bătălia asta care ține de pandemie, pentru a putea fi invis, avem nevoie de eroi obișnuiți în fiecare zi. Acești eroi obișnuiți sunt fiecare dintre noi care ne vaccinăm și care ajutăm la realizarea sănătății publice și la prevenirea răspândirii epidemiei și la aducerea ei sub control definitiv până când să fie învinsă. Vrem cu toții să ne reluăm activitățile școlare, vrem cu toții să eliminăm restricțiile, vrem să putem merge nestingherit, vrem să ne bucurăm de viață, vrem să avem antoldul la bară, aici vrem multe lucruri. Ei, aceste lucruri nu putem să rămânem doar acum. Eu vreau, dar nu fac nimic. Da, dar aici o să fie anumite probleme și discuții, domnule primar. Eu dacă mă vaccinez și îmi doresc să mă vaccinez, voi avea un semn de întrebare dacă stau cu două, trei persoane care nu sunt vaccinate, sincer. Dacă eu te vaccinez, care e problema? Poftim?
Dacă tu te vaccinezi, ai protejat. Păi da, mă protejez, dar... Mai să convingi și pe celălalt să facă același lucru. Pentru că la rândul lor, ele vor răspândi infecția la alții. Dumneavoastră care v-ați vaccinat, nici nu vă mai îmbolnăviți, nici nu răspândiți mai departe. Aveți vreo preferință, aveți vreo preferință între Pfizer, BioNTech și Moderna? Nu vreau să dau asemenea declarație, pentru că aceea să spune, dar pe ce se bazează primarul? Oricare dintre cele trei vaccinuri acreditate de Agenția Europeană a Medicamentului sunt sigure și pot fi făcute. De acest lucru, sigur. Domnilor, dragi colegi, suntem în Uniunea Europeană, nu suntem în Uniunea Bacustanului de Nord cu Bacustanul de Sud. Suntem în cea mai înaltă structură politică a planetei. Nu există pe planeta asta o altă entitate politică mai viabilă, credibilă și performantă decât Uniunea Europeană. Și atunci, nimeni nu pune pe piață ceva până când nu parcurge toate etapele strict procedurale, ultima fiind acreditarea de Agenția Europeană a Medicamentului, care verifică absolut tot la sânge, de la parcurgerea etapelor necesare pentru emiterea unui vaccin, până la potențialele pericole pe care, și implicații pe care le are. Păi, oamenii care s-au pus semnătura, aia nu sunt, repet, o agenție din o țară bananieră unde mergi și cumperi o autorizație. Deci, în primul rând, eu am încredere în Uniunea Europeană. De-aia, pentru mine, mi-este indiferent ce tip de vaccin îmi vor pune la dispoziție. Cu acela mă voi vaccina. Pentru că am încredere în Uniunea Europeană prin mecanismele pe care, cu rigurozitate, le respectă. De aceea vă spun sincer că voi opta pentru oricare dintre vaccinurile care vor fi puse la dispoziție. Dacă domnul Mircea Brudean pleacă la Secretariatul General al Guvernului, cine va fi prefect? Pe cine veți pune prefect la Cluj? Noi vindem pielea ursului din pădure. Când acest lucru va fi realizat, vom discuta acest subiect. Acum ne pierdem timpul să facem scenarii. Îmi doresc ca colegul meu să obțină o asemenea poziție, pentru că o merită pe deplin, pentru că e omul potrivit la locul potrivit și cu expertiza și cu pregătirea și cu dotarea calităților necesare, inclusiv de natură umană și profesională, dar vom discuta acest subiect după acel moment. Acum ne vedem de treabă, că trebuie să meargă în fiecare zi să fie sub control. Vor mai merge și alți liberali la București? Aveți un președinte de organizație, pe domnul europarlamentar Daniel Buda, președintele organizației, care cu siguranță va răspunde cu mare plăcere la întrebările acestea. Domnule primar, în 2021 se va face bugetare participativă? Da. Și vorbim acum de patinoar, pentru că e o discuție de câțiva ani. La un moment dat, acum patinoarul de la Cora este destul geme de lume. Vom avea în 2021 un patinoar. Au fost discuții să se facă acel patinoar pe lacul de la Chios, după aceea să fie amplasat în zona Cluj Arena. Vom reveni cu propunerea pe lacul de la Chios. Poate atâta la Comisie de Evenimente e mai deschisă și mai creativă, pentru că toți spun că acolo e locația ideală. Acolo a fost, acolo știau clujenii din anii 70. Acum nu știu de ce peste 50 de ani nu se poate face acolo. Vom reveni în Comisia de Monumente cu această propunere, pentru că de departe este cea mai viabilă. Și evident, anul viitor vom avea din nou în zona centrală patinarul pe care l-avem în centrul orașului. Dacă ne purtăm responsabili, pentru că toate depinde noi. Dacă suntem responsabili, vom avea cât mai multe din lucruri pe care le-am avut. Dacă nu, vom sta, din nefericire, în aceste restricții atât de dificile de multe ori. Ce se întâmplă cu proiectul Centurii Metropolitane după ce a primit autorizația de mediu? Care sunt următorii pași? Acum, arhitectul șef al județului trebuie să emită avizul. Până în 22 februarie firma de specialitate trebuie să finalizeze studiul de fezabilitate și după aceea să fie înaintat guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnoeconomici la începutul lunii martie. Evident, declanșarea procedurilor de adoptare de pregătire și derulare a licitației de execuție și proiecte, proiectare și execuție. Ce se mai aude cu demersurile legăturii dintre A3 și DN1 de la Martinești?
La sfârșitul lui februarie va fi gata și aici documentația tehnică în vederea pregătirii licitației. Deci vor organiza licitația pe parcursul lunii martie și după care 7 luni de zile realizarea efectivă a celor 6-7 km care vizează legătura. Probabil sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, ar trebui să avem gata această centură, mini-centură, dar atât de importantă, pentru ce înseamnă traficul din Cluj-Napoca, din Baciu, ca de altfel și din Turda, un obiectiv asupra căruia stăm, cum se spune, cu ochii ca pe butelie, să se termine la timp. Aici Direcția Județeană de Drumuri și Poduri s-a mișcat bine. În pregătirea licitației a reușit să vină mai repede cu termenul de finalizare a studiului de fezabilitate în luna februarie și a documentației pentru licitație, astfel încât aici deocamdată nu avem întârzieri, suntem în grafic. Resimțiți în vreun fel diferențe în relația cu Ministerul Transporturilor, de exemplu, după ce a fost instalat acolo actualul ministru Cătălin Drulă? Nu, dimpotrivă am simțit un impuls și o dorință ca toate proiectele aflate în derulare să fie urmărite și implementate. Nu, niciun fel de blocaj, niciun fel de obstacol, ci dimpotrivă, din prima secundă, preluarea din mers a tuturor proiectelor aflate în derulare și sunt convins că așa va rămâne, pentru că sunt convins că în Guvernul României sunt oameni cu scaunul la cap, oameni cu știință de carte și cu dorință de a servi interesul public. Ori interesul public cere ca astăzi aceste lucruri să fie făcute atât în folosul oamenilor, a clujenilor în cazul de față, cât și pentru a putea atrage resursele financiare europene, cea mai bună parte în vederea implementării acestor proiecte. Pentru că sunt bani gratis, nu te mai întâlnești cu ocazia asta în fiecare moment să ai banii aceștia la dispoziție, să modernizezi calea ferată de la Cluj la Episcopia Bihor de peste 1 miliard de euro, să faci și pașajul de la teritoriul Turcului, repet, utilizând resursele europene, sau să faci un spital regional de urgență pe bani europeni, iarăși sumele acestea foarte mari de bani, la fel trenul metropolitan care e verde sau metrou care se proiecte exact pe prioritățile Uniunii Europene, pe ce înseamnă dimensiunea aceasta verde, nepoluantă, pe ceea ce de foarte multe ori a spus și Ministrul Fondurilor Europene, că aceste proiecte sunt finanțabile pentru că se încadrează pe prioritățile Uniunii Europene. De aceea am încredere în acest guvern că va face lucrurile ca la carte, indiferent cine la un moment dat este titularul portofoliului de ministru al transporturilor sau al fondurilor europene sau al dezvoltării sau altor structuri care au abilitatea de implementare a acestor proiecte. Se pare că avem o altă firmă pe lista rușinii la primăria Cluj-Napoca. S-ar putea ca la terenul să nu fie finalizat în 2021, așa este? Eu n-am spus asta, dumneavoastră emiteți supozițiile și eu primar, nu pot să comentez judecățile de valoare ale presei, evident, dar să puteți și aveți dreptul să trageți semnalele de alarmă corespunzătoare. Eu am spus doar, termenul este 31 august, dacă nu termină, vor intra pe lista rușinii, asta am spus și voi spune în permanență acest lucru. Deocamdată lucrurile par a fi în grafic, dar le voi monitoriza la sânge și de aceste furci caudine nu va scăpa nicio firmă din Cluj care va lucra pe acest teritoriu. Indiferent unde, la salubrizare sau la construcție de parcuri, la drumuri sau poduri sau la crește și grădinițe, de acest lucru, repet, să știe că toți vor avea parte. De calitate a lucrărilor noi trebuie să avem parte și ei își vor primi plata aferentă. Dacă nu, nu. V-am spus că am fost extrem de revoltat să văd în continuare lucrări de proastă calitate, evident nerecepționate, pentru că nu le recepționez, în ceea ce privește realizarea infrastructurii rutiere. Adică nu e posibil să stai la trecere de pietoni dacă plouă și o mașină care nu circulă decât cu 50 de km la oră conform standardul să te stropească din cap până în picioare pentru că acolo s-a adunat apa într-o baltă, pentru că acea baltă n-are, apa din baltă n-are inclinația necesară să se poată duce cu o gură de scurgere care parcă e în vâr de pantă pusă gura de scurgere, așa numai ca să nu poți ajunge acolo. Deci nu e admisibil și nu am spus, sau pe pistele de biciclete, la fel cum mai văd câte o baltă pe pistele de biciclete, după ce ploaia s-a terminat de câteva ore, înseamnă că acolo nu este ceva în regulă. Eu nu sunt inginer, dar am spus, nu cred că în standarde voastre tehnice trebuie să scrie că apa trebuie să stea pe trecere de pieton și gura
de canalizare să fie uscată, să nu ajungă apa la ea, nu cumva. Adică nu cred că așa se construie, zic, gurile de scurgere încât să fie uscate și apa să băltească în altă parte. Adică acum vorbim în termenii aceștia populari. Și a spus, eu nu voi semna niciun fel de recepție, voi cere dovezi ca la fiecare lucrare de recepție să se facă proba focului, pe lângă aceea pe care o făceam eu cu paharul pe vremuri cu asfaltul, dar aia deja e veche pentru că pot să mă păcălească acum cu ploaia. Nu, cu cisterna cap, cu apă, dacă e vreme caldă afară când se face recepția, să vedem apa se duce la gura de scurgere sau băltește undeva pe trecerile de pietoni sau pe pista de bicicletă. Dacă apa își urmează cursul firesc și totul e curat, bravo, face recepția, deblocăm garanția de bună execuție. Dacă nu, nu deblocăm nimic, nu semnăm nimic, din potrivă cerem să se facă lucrările de calitate. Poate doar un exemplu, fiți multe altele. Ați fost mulțumit cum au reacționat firmele de dezăpezire luni, duminică, noaptea? Până acum, din ce îmi spun colegii mei, lucrurile sunt sub control și că au intervenit conform planului. Vreau să vă întreb și despre acel autobuz la terminalul aeroportului. S-a tot discutat de mult timp, am discutat aici, toată lumea este de acord, dar nu se întâmplă nimic. E vorba de acea stație CTP care este la terminalul aeroportului. Când o vom vedea? Sensul declarația domnului director, a spus când se reau zborurile consistente ca să fie pasageri, se va pune și această cursă, pentru că ea nu e cursă de caritate. Aia trebuie să aibă eficiență economică. Și atunci nu poți să mergi dacă nu sunt pasageri, că zborurile au fost limitate. Au explicat foarte corect colegii de la compania de transport public și cred că este de ordine evidenței, că dacă nu-i cerere, nu poți să pui cursa ca să ce să plimbe, pe să facă poluare prin oraș, nu sau ce să facă. Când se rea traficul normal al avioanelor, evident că acea cursă va funcționa așa cum a fost stabilit. La cât timp capacitatea aeroportului este la sub 25% din ce avea înainte, sub 25%, repet. Pentru ce să pui curse? Vreau să mă mai întreb despre semafoare. S-a vorbit la un moment dat de semafoare cu sistem de numărare a mașinilor și avertizare la trecerea automobilelor pe roșu. Avem, s-a implementat deja? În piața Blaga este acest lucru implementat. Deci în piața Blaga. Da. Și referitor la podul Porțelanului, foarte mult lume întreabă acolo în ce stadiu se află acum. O să vă aduc informarea completă pe care o aștept până la 1 februarie de la proiectanți, de la firmă, de la tot ce înseamnă. Sunt mai multe variante de lucru și o să vă prezint când o finalizează. Anul 2021 este un an în care vă uitați, să spunem așa, în cartiere. Ce se va face concret? De fapt, fiecare cartier va fi modernizat, așa cum de fapt așteaptă clujenii, de la alei, trotuare, parcuri, puncte gospodărești, locul de joacă, până la investiții majore, precum parkinguri sau bază sportivă la terenul, dacă este ce ne gândim, sau finalizarea pădurii Tineretului sau parcului Tineretului și pădurea Clujenilor în Someșeni, la modernizarea școlilor, extinderea creșelor, parkinguri, repet, noi pe care să le avem în lucru, adică fiecare cartier să aibă parte de infrastructură modernă, civilizată. Începem lucrările și la, sper noi, parcul din Zorilor, acela de la Observator, am pus deja în dezbatere puzul, am câștigat toate procesele până acum cu investitorul care nu dorește acolo să fie parc, ci vrea să facă blocuri de 11-14 etaje. Am spus că acolo nu se mai pot face blocuri și trebuie să înțeleagă toată lumea odată pentru întotdeauna că orașul ăsta e pentru cetățeni, nu pentru profit. Și mă bucur că instanțele de judecată până acum au aplicat corect legea și au fost solidare cu ceea ce înseamnă prioritatea interesului public, cu justa și prealabilă despăgubire evidentă a investitorului, ca să nu creadă cineva că noi luăm jaf ca terenul. Nu, le plătim conform standardele prevăzute de lege, dar facem parcuri și nu blocuri. Asta este realitatea și uitați-vă la ceea ce se face, de exemplu, acum în parcul din Zorilor. Am declanșat procedură pentru parcul Est, pentru un parc în Bună Ziua, pentru a putea aduce în fiecare parte a orașului această oază de... Da, din păcate. Alo, ne auzim? Da, eu vă aud foarte bine. Da, din păcate nici timp nu mai avem, este 10 fără 10.
Mulțumesc mult. Mulțumesc de prezența în emisiune. La revedere. Vom părăsi pagina de Facebook Ziua de Cluj.